Bună ziua, ne aflăm la Consiliul Local al orașului Bocșa, la primăria orașului Bocșa, pentru a participa la ședința Consiliului Local de astăzi, 22 aprilie 2021. Deci, l-am studiat toți. În acest proiect de hotărâre am văzut care sunt drepturile și îndatoririle consilierilor pentru mandatul care ne-a fost încredințat. Am văzut cum se constituie Consiliul, componența comisiilor, cum funcționează comisiile, am văzut sancțiunile ce se aplică, cazurile în care pot fi suspendați consilierii, primarul și viceprimarul, cum se întocmesc amendamentele și cred că fiecare dintre noi interesant fiind consilier la parcurs. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu supunem la vot, articolul 1, 2, 3 și hotărârea pe ansamblu cine este pentru, toată lumea împotriva, abțineri, nu se mulțumesc, proiectul a fost adoptat. Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2021 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ATVA Banat. Stimați colegi, știți că orașul Bocșa, în calitate de membru în această Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, are obligația de a plăti o cotizație de 1,5 lei pe locuitor pe an, cu un de 21 de lei de hotărâre, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor școlare pentru anul 2021 și proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi menționată, stimați colegi, sunteți de acord cu introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâre? Cine este pentru? Toată lumea, împotrivă, abțineri, nu se mulțumesc. Și acum o să schimbăm numerotarea proiectelor de pe ordinea de zi. Deci, pe luăm în dezbatere proiectul privind... Deci, cu bursele să-l introducem la punctul 5. La 5. Dana? Și aprobarea punctului de execuție la punctul 6. Înaintea bugetului, dați-mă. Și restul se renumerotează în jos. Bună ziua, stăm de vorbă cu domnul viceprimar cu atribuții de primar, domnul Perian Sorin. Am participat la ședința dumneavoastră atât a de Consiliu cât și a adunării generale a acționarilor a AGA Transloc, adică compania de autobuze a orașului Bocșa. Am văzut foarte multe inadvertențe cu vechea conducere care vă pune sau v-a pus, mai bine zis, bețe în roate. E vorba despre neînțelegerile cu ei despre proiecte rău făcute sau, să nu zic, prost făcute. Ce ne puteți spune despre aceasta? Deci, sunt de 20 de zile în funcția aceasta de viceprimar cu atribuții de primar și de 20 de zile am început, s-a trebuit în acest timp scurt să facem și bugetul localității care, după cum a văzut toată lumea, a fost un buget foarte echilibrat făcut și făcut cum se face un buget, de fapt se acoperă salariile, tot funcționarea până la sfârșitul anului, inclusiv bani de investiții. Am avut probleme, am moștenit, cum se spune la noi peste tot, trei proiecte europene. Două sunt bune, dar unul e făcut doar de dragul de a fi făcut un proiect, cel cu autobuzele electrice și cu pistele de biciclete. Proiecte făcute de vechea administrație. Proiecte făcute de administrația Cișmăneanțu. Vechea administrație, cine a făcut-o? A făcut-o. Deci proiectul cu autobuzele pentru Bocșa este ca și cum i-aș da unui om care are bani să se care cu bicicleta să-i dau un Mercedes nou, nouț cadou, pe care nu-l va putea întreține niciodată.
Deci cheltuielile cu costurile de după ce se implementează proiectul sunt atât de mari, deci costurile calculate așa în mare înseamnă vreo 7 milioane de euro și veniturile înseamnă că după calculul făcut cam 1.800.000-1.900.000 de euro, deci de lei vorbesc, scuzați-mă, nu de euro. Deci ca să suporte cu orașul Bocșa o pierdere de 4-5 milioane de euro pe an ca să, și secară, media este de 140-150 de persoane pe zi. Secară 150 de persoane cu 4 autobuze timp de 16 ore, vine nici o persoană măcar pe tură. Să o car. Deci este cam o persoană, două pe tură, pe o lungime cam de 10 km. O lungime de 12 km are Bocșa, că merge din, de la Braz, de la Măgura până la Colini. În față. Deci atunci ați ieșit mai bine să puneți o limuzină la dispoziția... Da, i-ar putea căra cu limuzina liniștit. Ați ieșit mai economic vorbind, ați ieșit mai, este... mai bine. Din punctul meu de vedere, este un proiect cum au fost făcut și cele cu cele două autobuze Isuzu care au fost achiziționate. Sunt niște autobuze care nu sunt fiabile deloc, se strică într-una. Și proiectul de delegare a gestiunii a fost făcut, am voie să cumpăr alt autobuz, dar nu am voie să-l repar pe cel vechi. Și acum toată lumea stă să zic, ne gândim cum putem face să facem firma cât de cât profitabilă. Lucru care, din punctul meu de vedere... Deci am primit ofertele de niște firme, nu pot să dau nume, că nu este. De exemplu, una ne oferă 4 ani garanție, fără limită de kilometri. Și autobuzul costă 75.000 de euro. Asta sunt autobuze de 14 locuri pe scaune și 12 locuri în picioare și un loc pentru cărucior, pentru handicapați. Din câte am înțeles, 75.000 de euro sunt bateriile pentru aceste autobuze? Nu bateriile, o baterie. O baterie. Pentru un autobuz costă atât și perioada termen lor de 2 ani, am înțeles. Da, perioada lor de viață este 2 ani. Iar garanția la un autobuz, conform parametrilor care ne-a trimis unul din ofertant, este de 2 ani de zile sau 200.000 de kilometri. 200.000 de kilometri face un autobuz în Bocșa cam în 14 luni. Deci niște calcule simple, fără a fi mare economist, mare contabil, niște calcule de bun simț, care le spuneți niște dumneavoastră. Niște calcule făcute de un gospodar care știe ce își poate permite în curtea lui. Degeaba vrem noi. E frumos, da, pentru un oraș cum e Timișoara, cum e Cluj, unde circulă zilnic... La capacitate. Da, unde circulă 7-8.000 de locuitori cu un autobuz zilnic, da, se merită. Dar la Bocșa, gândiți-vă și noastră, pentru 70 de persoane care circulă într-o perioadă de 8 ore. Să circul eu din 15 în 15 minute. Văd că vă confruntați cu diverse probleme. Cum vă înțelegeți cu viceprimarul, cu consilierul cu atribuții de viceprimar? Cu domnul Pascu nu pot să zic, mă înțeleg bine, n-am avut probleme, deci de la început... Văd că a început să miște și în Bocșa una alta... Păi nu vă supărați, eu la 8.30, înainte de 8.30, la 8.20, 8.25 sunt în primărie și la 4.30 sunt în primărie și pe străzile Bocșei. Nu vin la lucru până nu fac o tură primată pe străzi unde se lucrează, să văd ce se lucrează și cum se lucrează. Din câte am văzut, diferendele politice s-au lăsat deoparte, sunteți doi bocșeni, doi, să zic așa, copii ai Bocșei, oameni ai Bocșei, care faceți, vă străduiți să faceți ceva pentru oraș, pentru mândria de a fi bocșan. Sunt născut, sunt crescut la Bocșa, afacere mi le-am făcut în Bocșa, tot ce am în Bocșa la vedere, nu trebuie să le duc să le ascund prin alte locuri. Toți mă cunosc, că aici am crescut, aici mi-am desfășurat viața, aici vreau să rămân, nu-mi trebuie să mă duc în alte localități și doar să vin în Bocșa în vizită. Pentru mine Bocșa este cel mai frumos oraș și vreau să-l fac cel mai frumos oraș. Cu toate că mai lasă de dorit unele. Am început renovarea, dacă cineva s-a gândit, deja de azi este un excavator pe stadionul de la Forestra, scoate toate aluviunile pentru a putea începe să punem în funcție stadionul de la Forestra. Lucru care nu s-a făcut de la Revoluția încoace. Deja se lucrează. La podul din, că toți spun, că nu s-a putut face podul din Naiver, domnule, am fost în fiecare sâmbătă cu alte comisii. Am fost cu cei de la Apele Române, am fost cu cei de la prefectură, care toată lumea ne-a spus că ne ajută bucuros să rezolvăm problema. Înțeleg că fonduri sunt pentru pod. Fonduri sunt și
cu puțin noroc s-ar putea să primim grinzele chiar pe gratis. Suntem în negocieri cu o firmă care a făcut și la Slatina Timiș. Am să mă duc să vorbesc cu primarul de la Slatina Timiș, că am înțeles la Slatina Timiș s-a făcut un pod care a fost distrus de inundație fix ca la noi, la Bocșa. Și primarul, prin forță proprie, a reparat podul acela. Păi dacă a putut el, nu cred să nu putem și noi să-l facem. Vă mulțumesc, vă urez în continuare succes, sănătate și multă putere de muncă. Sănătate să fie, că restul le facem pe toate. Bună ziua! Stăm de vorbă cu domnul Pascu, viceprimarul orașului Bocșa. Astăzi am participat la ședința Consiliului Local privind aprobarea bugetului. Ce ne puteți spune despre această acțiune? O să vă spun că orașul Bocșa are un buget începând de astăzi. Acest buget încearcă să mulțumească pe toată lumea, atât ceea ce privește unitățile de învățământ școlar, cât și unitățile de cultură, precum și secția de gospodărie a orașului, pentru că cetățenii din Bocșa au multe probleme și încercăm prin acest buget să rezolvăm multe din nevoile orașului Bocșa. Avem investiții, avem lista de investiții, studii și proiecte pentru Lacul Medreș, pentru stadionul de fotbal, pentru podul de la Naiverg, care este dărâmat de inundații de mai mulți ani de zile. Toate aceste lucruri noi încercăm să le promovăm prin hotărâri de Consiliu și să facem investiții în orașul Bocșa anul acesta. De asemenea, secția de gospodărie își va mări efectivul. Aia înseamnă că va trebui să fie mult mai curaj în orașul Bocșa, să avem spații verzi mult mai îngrijite, să găsim soluții pentru ca cetățenii în timpul liber, vorbesc în weekend, să aibă acces în diferite zone de promenade a orașului, unde astăzi lucrurile lasă mult de dorit. Mai refer aici la Lacul Medreș, la zona Izvor, mă refer, de ce nu, chiar și de drumul care exista odată până la capela, la capelă în Bocșa Montan. Sunt lucruri pe care vrem să le facem, lucruri pentru cetățeni. Tot în acest buget vom promova un important proiect pentru liceul Tata Oancea de investiții, care va fi scos la licitație și vrem ca cel mai bun liceu, liceul etalon al orașului, să beneficieze investiții importante. A fost bugetată această investiție. De asemenea, dorim pe strada Tata Oancea, în zona liceului, unde sunt probleme cu parcările, să, pe partea stângă, să înființăm parcări noi, din partea de jos a străzii până după liceu, pentru că s-a ajuns să nu se mai poate circula decât pe o bandă, fiind și blocurile din Vasova și liceul și mai mulți privați în zona respectivă. De asemenea, dorim să amenajăm zona din zona uzinei, mai zis de la poarta 2 a uzinei de vis-a-vis și până în zona fostei poște, până în zona MFA, până la zona magazinului unde funcționează magazinul Colini. Toată acea zonă arată cum arată, vrem să o amenajăm cu pavele, cu dale, cu coșuri de gunoi civilizate, cu bănci și tot felul de lucruri să fie o zonă curată și civilizată. Vă mulțumesc și vă urez în continuare succes. Mulțumesc. Și toate cele bune, sănătate. Mulțumesc.